5 vin biletele. Nu știu, că n-au plecat de la Ploiești. Păi dacă scrie că se reziliază, dacă nu-și respectă clauzele. Se poate rezilia. Am făcut ședința comisiei. Îi explicăm aici. Sunteți încă la comisie, nu? Da. Sunt încă la comisie. Păi nu, când terminați la comisie, atunci... Domnul președinte, când terminați la comisie, atunci începem. Nu... Să mai lămurește. N-au venit cel cu biletele la... N-au venit cu biletele, știi cum este? E coadă până la... Ce? Și dacă era pe Arena Național și tot, nu ajungeau. Acolo. Păi știi cum este? Am ajuns eu, cred că poate filmă ăștia aici. Am ajuns eu să nu mai răspund la telefon. Păi da, da. N-am, efectiv... Nu e prea mic stadionul pentru așa meci. De ce facem? Începem? S-au terminat comisiile întrebări. Putem începe? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la o nouă ședință extraordinară a Consiliului Local. Astăzi, pe ordinea de zi, avem două puncte. Pentru început o să vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Ședința e constituită, sunt prezenți 19. Îmi cer mii de scuze, dar trebuia să vă dau dumneavoastră cuvântul primat. Da. Deci ședința este legal constituită, sunt 19 consilieri prezenți. Trecem la primul punct pe ordinea de zi. Și zic eu cel mai important de la această ședință extraordinară. Proiect de hotărâre privind atribuirea și aprobarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică către SC Global Energy Production SRL, S.A. Raportul Comisiei Juridice. Comisia Juridică? La Comisia Juridică s-a analizat în bună parte acest contract și datorită timpului care a fost limitat, n-am făcut un proces verbal. Voi prezenta pe timpul ședinței ce probleme au apărut în acest contract. Oricum, noi susținem și încheierea acestui contract, dar cu 3 sau 4 clauze care să le discutăm. Am înțeles, mulțumesc. Raportul Comisiei de Servicii. Mulțumesc. Discuții pe acest punct. O primă observație, domnul Cepraga și domnul Dălănean nu pot participa la dezbateri și nici la vot. Da, să se consemneze asta în procesul verbal. Dacă nu sunt discuții legate de acest... poftiți, domnul consilier. Deci aici avem interesul cu toții ca acest serviciu să desfășoare cât mai rapid, mai ales că numai mâine nu ninge. Și în condițiile astea am apreciat faptul că s-au găsit soluții de mijloc, astfel încât să nu fie periclitat încălzirea orașului. La articolul 3, deci sunt câteva observații care le discutăm și dacă sunteți de acord, sigur că le luăm în calcul și le votăm. Aceste observații sunt legate de faptul că e un contract în derulare, totuși pe 5 ani. Domnul primar și-a manifestat și cred că justificat a fost această treabă că nu poate să accepte pe o perioadă lungă în condiții în care nu știe cum să manifestă partenerul. Și în aceste condiții, sigur, s-a găsit o soluție care nici aceasta nu era prea ortodoxă. Mi se pare soluția care a propus-o domnul primar era de cel mult 4 ani pe perioada mandatului.
Deci să nu depășească cu contractul, să-i dea la altcineva, sau dacă domn primar o mai lua un nou mandat, sigur să nu zică, bă, de ce am votat acest contract. La articolul 3, zice, în cazul încetării contractului înainte de termen, delegatarul este îndesățit să primească o valoare neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale. Deci, cu alte cuvinte, aici, în cazul în care e realizată o investiție din, de către beneficiar sau de către delegat, acesta ar trebui să-și primească niște bani. Și în aceste condiții, sigur, cred că aici ar trebui băgat o clauză care e valabilă pentru ambele părți, excepție făcând, dacă e din culpa uneia din părți, nu e corect ca el încetează contractul să și primească bani pentru că a încetat contractul. Da, alte obiecțiuni? Aici ar trebui ca, cred că e o neînțelegere, aici cred că ar trebui lămurită la obligațiile delegatarului, articolul 9, punctul E, de a finanța realizarea lucrărilor necesare serviciului public delegat. Adică primăria trebuie să financeze serviciul public delegat. La ce se referă treaba asta? Să dea, deci e treaba de încălzire și primăria să dea și bani. De la executiv, dacă poate să ne... Este cineva care poate să ne dea câteva... Tot o secundă. Deci articolul 9... La articolul 9 e, domnule. 9.e. De a finanța lucrările necesare serviciului public delegat. Adică primăria trebuie să dea și bani. Nu, are dreptul. Deci are dreptul. Da. Nu e obligatoriu. Dar la ce se referă treaba asta? La anumite investiții care se fac pe bunul propriu. Deci se mai fac anumite, are dreptul. Deci am posibilitatea să fac anumite investiții pe bunul meu propriu sau bunul luat în administrare. Deci am dreptul. Nu este și obligație. Am deci posibilitatea asta aceasta. Este opțională care se va stabili de comunal cu delegat. La, bineînțeles. Da. Da. Deci, asta deci stă în puterea mea dacă le fac sau nu. Asta... Și la acest lucru se referă și punctul 3. Acum am vrut să văd. Dacă pe durata îndeplinirii acestuia, eu fac niște investiții, același lucru se referă. Deci, eu îi dau o folosință gratuită, mai fac și niște investiții de-a lungul timpului și dacă cumva din vina, deci să încetează înainte, delegatarul eu, adică sunt obligat să primesc valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale. Da. Da. Mulțumim, domnul primar. Alte probleme mai sunt? Da. Deci asta e clară, treaba, deci cu... să vă face un act adițional prin care să vă stabili la părțile vor stabili încheierea contractului. La articolul 10 să furnizeze delegatul informații solicitate de a asigura accesul la informații necesare în vederea verificării și evaluării funcționării dezvoltării serviciului public delegat în conformitate cu clauzele contractului de prevederi delegatul. De asemenea, să aplice metode la punctul 10 litera G. Să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv la aplicarea prejurilor concurențiale oferite de normele legale. Aici, domnule primar, e următorul lucru care l-ați ridicat și dumneavoastră și ceilalți. La faptul că dacă apare o firmă sau apar niște metode de reducere a costurilor pe gigacalorie, atunci el zice că prin contract își asumă obligația de a-și face un management corespunzător. Dar nu există nicio obligație de a-și îmbunătăți tehnologia. Adică apar o structură care zice, dom'le, poate să se reducă gigacaloria cu 20 sau 30%. Că în sistemul energetic apar revoluții din astea peste noapte. Și eu zic că ar fi bine la articolul G să aplice metode performante de management și de investiții.
care să conducă la reducerea costurilor. Adică ei trebuie să aibă, ca și noi și ei, să aibă obligația de a reduce costurile permanent. Da, în principiu aveți dreptate, numai că în cazul de față lucrul acesta nu se mai poate negocia. Să vă spun și de ce. A fost un caiet de sarcini pe o structură clară transmisă anul trecut, s-au făcut 3 runde de negocieri și dânșii au venit cu o ofertă tehnică în care au spus clar ce poate să facă, cât poate să facă, cât costă, cât durează, cum implementează. Pe baza acestui program și acestei oferte tehnice s-a făcut atribuirea serviciului. Noi nu am făcut, dânșii erau îndreptățiți să preia acest serviciu. Noi nu am făcut decât să negociem anumite lucruri care am considerat că sunt în favoarea populației. Drept urmare, contractul nu am putut să, era greu să-l facă pe un an, fiindcă mai exista posibilitatea doar o jumătate de an să-l mai prelungim. Deci nu venea nimeni să facă o investiție de 700 de euro ca să meargă doar pe un an jumate și din punctul ăsta de vedere le-am dat dreptate. 10 ani era foarte mult, s-a găsit soluția de mijloc dintr-un singur considerent. Durata licenței care o vor primi pentru prestarea serviciului este de maxim 5 ani. Și am zis, avem pe 5 ani licența, vom merge tot pe 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani jumate conform legii, că este legea care stipulează acest lucru. Am mai avut problema de negociere și unde am ținut să negociez acest lucru cu prețul și când negociem prețul și cum, când plătim redevența. Și nu le-a fost, să știți că nu le-a fost simplu să accepte data de 15 martie a anului în curs pentru anul următor. Gândiți-vă că am dorit această dată dintr-un singur punct de vedere. Am timpul necesar, dacă nu ne înțelegem pe preț și nu ne înțelegem pe subvenție, am timpul necesar din martie până în noiembrie să organizez licitațiile, să organizez tot ce trebuie ca să pot da acest serviciu cuiva care vine cu alt preț sau stabilim un preț mai bun. Deci dânsii, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte încorsetați. Să vin acum să-l mai oblig să facă nu știu ce investiții, gândiți-vă că deja îndepășesc cu mult ce e aprobat. Că până la urmă, noi am făcut și dânsii au acceptat un proces verbal de negociere și l-au semnat. Nu simplu, dar l-au semnat. În care își asumă niște obligații pe anul acesta cu posibilități de negociere în fiecare an. Ei puteau să vină să spună, domnule, nu mă interesează. Am negociat odată, am avut comisia de licitație, dacă nu îmi dai, te dau în judecată și o să vedem, te țin blocat. Dar ținând cont de faptul că avem un interes comun și dânsii și noi, am zis să mergem pe această. Și am găsit înțelegere. Să știți că din punctul ăsta de vedere, investitorul acesta moldovean chiar a fost de înțeles. Fiindcă își dorește să-și facă investiția. Aici au fost ușor. Drept urmare, au acceptat niște condiții ale noastre care, într-un condiții normale, ar fi putut să spună, domnule, nu le accept. Da, am înțeles. Deci noi rămânem tributari în toată perioada derulării contractului unui gigacalorii care s-a stipulat acolo și în condiții în care vor apare revoluții pe tehnologie, ei nu au nicio obligație de a amânca. Nu, se negociază anual. Bun, se negociază, dar îi zic, bă, astea sunt costurile care erau la data închiere, nu poți să-mi reduci tariful. Da. Mulțumesc, rugat, domnule președinte, da, încă o remarcă. Mai mult decât atât, în momentul în care a participat la licitație, această firmă a prezentat un plan de achiziții și de îmbunătățire a activității pe care o desfășoară. Plan bine stabilit cu termene și cu prețurile utilajelor cu care se modernizează. Are ca efect economic reducerea prețului pe gigacalorie? Bineînțeles, da. Bun. La articolul, la litera R, articolul 10, e o prevedere acolo care mi se pare că e lăsată în coadă de pește la treaba cu restituirea în cazul în care încetează contractul la termen sau din inițiativă oricărui părți, să restituie bunurile de retur în deplină proprietate, în mod gratuit și liberă de orice sace la încetarea contractului de delegare a gestiunii. La aici e următorul aspect. Deci, el vine și predă contractul, ia-ți cheile și ce se întâmplă? Cum a fost la CET-ul, discutam înainte de ședință, cum a fost în platforma 1, a uitat un
plecăia și se bage apă în instalații și s-a topit cazanul de încălzire, care a costat, care să-l repună, costa multe miliarde. Ce se întâmplă? El respectă prevederea din contract și, bă, ia-ți fabrica, e completă, are tot inventarul, dar ca să repui toată această investiție în funcțiune cu motoare arse, cu toate, te costă 3 milioane de euro. Eu zic că aici ar trebui clarificat, băgat un articol la treaba că acestea vor fi predate în stare de funcțiune pentru activele defecte, se va efectua evaluarea reparațiilor și acestea fie că le va face el, dacă nu, într-un termen de o lună, să contacteze, că nu poți să pui orașul în pericol cu încălzirea, să găsești un reparator care să-l pună în funcțiune și să te conteze partea de elemente din active care sunt defecte. Deci, cred că nu deranjează pe nimeni. Că el poate să pună cheile și să lase fabrica vrește. Dar e completă. Cum a preluat, așa e, ca număr și ca toate complete. Domnul Spoială, haideți să încercăm să concretizăm această intervenție, pentru că se subînțelege, din moment ce acest operator o să ia tot ce este la CET pe baza unui proces verbal de predare-primire în gestiune aceste bunuri, se subînțelege că este obligat să le dea, să le restituie tot la fel. În articolul 3, domnul consilier, în articolul 3, la litera A, găsiți obligația ca la încetarea contractului să se preda, că revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini. Deci este obligația să regăsește în articolul 3, litera A. În bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, în cazul în care el le predă ZOP. Păi are obligația să le predea așa cum spune articolul 3. Și dacă nu le predă... Și dacă nu le predă, mă duc cu el la instanță, că n-am ce să-i fac altceva. Deci, domnul director, dumneavoastră sunteți un avocat de excepție și foarte bun. Dacă ziceți că articolul 3 rezolvă problema, n-am nimic împotrivă. Știți și mai departe B-ul de la articolul 3 ce spune, vă rog frumos. Că acolo se pare că... Este vorba despre o altă categorie de bunuri. E altă categorie. N-au legătură unul cu celălalt. Așa, și ultima intervenție ar fi la treaba care domnul secretar a zis că nu e necesar, dar eu îl supun spre discuție. La încetarea contractului, la articolul 15, încetarea contractului de delegare a gestiunii. Și aici, la încetare, nu face nicio referire la faptul că nu își plătește redevența. Există în contract o prevedere de penalități. Dar îi se aplică penalități o lună, două, trei, cinci. Dacă treaba aceasta rezolvă contractul, cred că nu e necesar de prevăzut că neplata redevenței în trei luni poate să ducă la rezilierea contractului. Păi nerespectarea unei clauze contractuale, și asta e o clauză, poate fi motiv de reziliere a contractului. Da, dar el are, zice, domnule, eu îți plătesc penalități, că aici zice neplata de către delegat a redevenței, atrage după sine plata unei penalități de 2%. Zice, băi, eu îți plătesc penalități, la revedere. Nu. Articolul ce? La articolul 21, aliniatul 3. Eu vă trimit la articolul la încetare, la încetarea contractului, la articolul 15, articolul aliniatul C. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă. Deci există la încetarea contractului. Deci prin reziliere cu plata unor cheltuieli în partea din culpă. Domnul primar, deci, eu credeți-mă că dacă dânsii fac investiții de 700, eu chiar îi aștept să...
să nu-și plătească redevență. Deci, domnul primar, nu se referă la acest lucru, pentru că la articolul 21 este reglementat în mod expres. Zice că neplata de către delegat a redevenței atrage plata unei penalități de 2% pe lună. Deci ai o sancțiune în plus pe lângă rezidență. Deci dacă îmi permiteți, l-aș întreba pe domnul avocat dacă această treabă rezolvă, atunci n-am nimic împotrivă. Părerea mea este că da. Bun. Dacă rezolvă alte obligații, nu mai avem. Da. Alte observații la acest proiect de contract. Alte discuții legate de acest punct. Poftiți, domnul. Da, văd că față de contractul anterior care mi s-a prezentat, s-a adus îmbunătățiri. Am citit și procesul verbal de negociere, încheiat în data de 3 octombrie 2012. Văd că s-a ajuns și la un preț, 272 de lei gigacaloria. Bine, este prețul de facturare a energiei termice către populație. Și include și cealaltă parte, prețul local a energiei termice. Vreau să întreb dacă totuși s-a ținut cont de Ordinul 66 din 28.02.2007, și s-a studiat și s-a inclus toate elementele vis-a-vis de stabilirea prețului. Și vreau să-l întreb pe domnul director Cepraga, că este în sală. Nu poate. Nu poate să răspundă, nu? Atunci răspundeți dumneavoastră dacă totuși cota de profit în preț este de maxim 5%. Nu, am să vă răspund eu, fiindcă la lucrul acesta chiar am participat la prima rundă de negocieri. Prețul dumnealor a fost de 359. După ce, înainte de a participa la licitația de atribuire a acestui serviciu, după licitație s-a trecut și s-a stabilit în cadrul ședinței 349. Și acesta a fost prețul maxim care dânsul a putut să-l dea. Exact la câteva zile după ce li se atribuise conform licitației, într-o discuție la vremea respectivă cu domnul Cepraga, i-am spus că dacă nu reduce la 340, nu voi da 20% subvenție. Îi voi lăsa doar cu 10 și îi trimit în piață să-și recupereze banii de la populație, cum or putea dânsi mai bine. Și au zis că dacă 9 lei trebuie să-i dea înapoi, ies pe pierdere. Și am zis, nu cred, 9 lei, găsiți acolo o sursă. Și le-am mai promis ceva. Acei 9 lei poate să și recupereze, deci rata de profit e foarte mică, vă spun. Acei 9 lei le-am promis că poate să și recupereze, pe timp de vară le voi găsi pe durată determinată o parte din personalul scutului sau al firmei care îi preia și personalul, să pot să-i angajez pe durată temporară de lucru maxim 3 luni la lucrări în oraș. Lucrări la munci, la spații verzi, la curățenie, la orice. Fiindcă acești oameni grevează prin costurile, prin faptul că ei pe timp de vară, o parte din ei sunt plătiți cu 80%, dar nu lucrează. Atunci am preferat să găsim această soluție de mijloc, tocmai ca să scadă și cu acei 9 lei pe gigacalorie. Da, 340 este minimorum cât putem anul acesta. Eu sper că anul viitor prețul să scadă substanțial. Vor mai apărea și alți investitori cu energie termică ieftină. Să sperăm că își vor duce la bun sfârșit investițiile pe care vor să le facă. Să sperăm că acest investitor care a făcut centrala în cogenerare și care a dus la scăderea prețului, fiindcă dacă nu exista această centrală în cogenerare, prețul de pornire ar fi fost de 400 de lei pe gigacalorie. Fără nici cea mai mică urmă de profit la scut. Bun, am înțeles că pierderile pe rețea, fie pe transport, fie pe furnizare, sunt destul de mari. Probabil că aici, unde se referea la anumite articole din contract vis-a-vis de investiții, s-ar putea ca aici, în infrastructura, să intervină administrația locală. Bun, îmbucurător faptul este că apare în contractul actual față de cel din ședința anterioară, văd că apare plata unei redevențe. E un lucru bun, dacă și îl felicit pe cel care a avut această idee să includă în contract și o redevență. Contractul, asta este, suntem în criză de timp, nu vrem să ducem criza mai departe. Era firesc și normal să studiem, noi doar l-am citit și ne-am dat cu părerea, dar sper că
juriștii dumneavoastră sau avocații care i-ați avut și întocmit acest contract între părți, să țină cont de toate elementele juridice și administrative și, în consecință, să trecem iarna cu bine și eu sper acest lucru. Asta e altă dată, trebuie să știm ce avem de făcut, să luăm lucrurile mult mai devreme, să le discutăm, să le dezbatem și în consecință să avem noi de câștigat Consiliul Local și populația municipiului Giurgiu. Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, domnul Dinu. Și aș mai vrea o singură remarcă și aș vrea să ne oprim aici, doar dacă nu sunt alte discuții vis-a-vis de contract. O remarcă o fac și eu și am încheiat. Da. Deci, situația, contractul una peste alta, e un contract relativ bun, în sensul că permite executivului, dacă nu-i convine cum se mișcă acest operator, conform articolului 7, să rezileze contractul. Că are posibilitatea de a-i pune redevență cât dorește, de a stabili un tarif și să, dacă nu respectă contractul, îi zice, hauți, la revedere. Nu vrei să rezilea contractul. Deci, din punctul ăsta de vedere, totuși executivul are o supapă de a înceta contractul când dorește. Mulțumesc! Oricum, da. Discuția asta trebuia să o faceți după aprobare, domnul consilier. Aș vrea să vă spun că acest contract, în forma lui generală, l-ați avut la mapă de ședința trecută. Deci putea să-l studiați de a fi rapăr. Eu am venit decât cu foarte puține modificări benefice administrației, benefice orașului. Niciuna din ele, din aceste modificări, nu este în favoarea investitorului. Este tot ce am putut să trag din acel contract, tocmai să nu-l semnăm. Eu sper să-l ducem la bun sfârșit și am încredere că îl vom duce la bun sfârșit. Da, mulțumesc, domnul primar. Dacă nu mai sunt discuții legate de acest... poftiți, domnul consilier. Aș vrea să pun o singură întrebare, pentru că, într-adevăr, timpul presează foarte mult asupra acestui contract de delegare. Suntem deja în luna octombrie. La alte clauze la contract, la articolul 23, ultimul paragraf, contractul prevede următorul lucru. Prezentul contract de delegare a gestiunii intră în vigoare la data obținerii licenței de funcționare de către delegat. După cum se știe, în momentul de față, licența de funcționare nu există pe global. Din ce ne-a mai relatat cu și domnul Cepraga în ședința trecută, se pare că sunt niște pași de urmat. Suntem pe o autorizație de mediu, după care se depun actele pentru obținerea licenței. S-ar putea să existe și situația în care să nu avem până la 1 noiembrie, dată care de obicei porneam acest serviciu în fiecare iarnă, să nu avem această licență. Înseamnă că până la momentul obținerii licenței are obligația fostul operator să furnizeze energia termică. Întrebarea către executiv este cu ce preț și care este subvenția acordată, ținând cont că în vechiul contract erau 349 de lei pe gigacalorie și doar 10% acordarea subvenției. Cum va merge, să zicem, dacă globalul va obține licența de-abia în decembrie? Ce se va întâmpla, cu ce prețul se va da către populație în special și chiar și prețul de producție care va fi până la intrarea noului contract în vigoare? Da, este pertinent întrebarea dumneavoastră. Se va merge până în decembrie, până în ianuarie, pe scutul vechi, pe contractul vechi, cu toate clauzele respective. Acum vă mai spun un singur lucru. Niscutul nu va da drumul, deci cetul mare, cetul propriu-zis, nu va da drumul în noiembrie. Fiindcă avem acest investitor privat și care este primul care va oferi căldură orașului. Și el oferă la un preț foarte mic. Drept urmare, nu vor fi în pierdere, cel puțin pe o lună, luna noiembrie și poate jumate din decembrie. N-au cum să fie în pierdere, chiar cu subvenție de 10%, chiar cu subvenție de, sau cum pe prețurile care au fost. Fiindcă la ora actuală, și chiar dacă ar dori dânsii să dea drumul, în acest moment e mai greu. Pașii sunt mai mulți de urmat. Și scutul are o problemă financiară, până se deblochează la finanțe. Vor face un parteneriat între firma aceasta nouă care va garanta că scutul va da banii, de ce îi vor pune banii, scutul va oferi serviciu și mai departe se vor închide între dânsi. Asta a fost discuția cu investitorul respectiv. Deci, la momentul acesta, până când firma nouă își va lua licența, se va merge o licență valabilă a scutului. Și care contractul rămâne încă în vigoare.
nu a fost reziliat decât din momentul obținerii licenței de către nou operator. Până la urmă vor rămâne pe prețurile alea sau estimați o anumit quantum? Nu, este, noi mergem pe contracte încheiate. Deci nu putem să mergem pe ceva care nu există. În momentul în care dânsii și-au luat licență, din acel moment contractul acesta intră în vigoare și demarăm procedura. Da, mulțumesc, domnul primar. Având în vedere că toate aspectele, toate punctele din acest contract au fost mai mult sau mai puțin dezbătute aici, vă supun la vot proiectul în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Sunt două abțineri. Bine, se subînțelege cele două persoane. Excepția celor doi care n-au votat. Deci n-au votat, da. În unanimitate de voturi, proiectul legat de delegarea gestiunii a fost aprobat. Trecem la punctul următor. Hotărâre privind, proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al municipiului Giurgiu a două suprafețe de teren situate în municipiul Giurgiu, platforma 1 Chimie. Raportul Comisiei Juridice, vă rog. Nu l-am discutat. Nu e nicio problemă. Haideți să-l discutăm acum. Dați-mi voie să vă explic despre ce e vorba și îl discutăm acum. Nu, dar putem să... Dacă considerați că puteți să-l dați avizul acum, eu am să vă explic în câteva cuvinte despre ce e vorba. Am aflat că se lucrează la o listă a siturilor industriale posibil contaminate, ca să nu vorbesc contaminate chimic sau contaminate cu deșeuri periculoase. Și printr-o finanțare europeană se dorește repunerea lor în funcțiune și aducerea la starea inițială. Dând știința mea, în platforma 1 aveam două suprafețe de teren pe care lichidatorul societății Verachim le pusese la dispoziția primăriei din 2006-2007, dar din cauza că se știa că pe aceste terenuri ar fi probleme de mediu, nu le-am luat în proprietate. Acum, ținând cont de faptul că orice teren existent în Giurgiu și care nu are un proprietar, devine proprietatea administrației, n-aș fi vrut să se întâmple ca peste 2 ani, 5 ani, 7 ani, când va veni vreun investitor și vom face toate demersurile să facem nou port al Giurgiului în zona platforma 1, să mă trezesc că am probleme de mediu pe o suprafață adiacentă. Și profitând de faptul că am avut acea informație și că pot trimite lista cu terenurile care sunt în proprietate a administrației locale și care pot intra într acest program, am mers, am cartografiat acest teren, am făcut cadastru, vin în fața dumneavoastră să-l trecem în domeniul primăriei și imediat să-l transmit Ministerului Mediului ca să fie inclus în acel program. Acesta este punctul pentru care am dorit. Era un teren în combinat, era al nostru, dar nu-l luasem la vremea respectivă. Și sunt actele în spate, din partea... Erau în spate, cel puțin la dosarul meu, văd că nu l-au mai pus. Aveau exact adresa de la SC Management, în care ne pune la dispoziție tot ce a rămas în platforma 1 și nu a mai fost vândut, a fost lăsat primăriei. Inclusiv și aceste două terenuri. Da. Deci, întrebare, nu este afectat de contracte în derulare cu centrala fotovoltaică? Nu are nicio treabă, este un teren după fosta, electroliza acolo, era pe... Este după... organizarea PSI-ului sau unde este acum Prodan, după el spre... Da, deci eu zic că intenția dumneavoastră e foarte bună, mai ales că, nu știu dacă cunoașteți, există o hotărâre de guvern ca tot ce înseamnă platforma 1 să fie sub incidența legii zonelor libere și în situația în care cineva dorește să aibă o activitate acolo, el nu-i mai trebuie alt act normativ, poate să cheme VAMA, poliția, să-și instituie regimul de zonă liberă în platforma 1. Deci, din punctul ăsta de vedere, faptul că sunt platforme betonate, mai sunt și ceva rețele de utilități,
era o structură de linie de cale ferată, face ca acest teren să fie foarte atractiv pentru cineva care urmează să-și facă o investiție de metalurgie sau altceva. Deci e o treabă foarte bună. Da. Mulțumim, domn consilier. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Da, mulțumesc. Mai sunt discuții legate de acest punct? Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. În unanimitate de voturi, punctul 2 de pe ordinea de zi a fost aprobat. Vă mulțumesc pentru prezență și dacă mai sunt alte eu mai am ceva de spus, dacă sunteți drăguți să aveți răbdare de un minut. Deci fac un apel către executiv și domnul secretar. Asociația Sportivă Basket Giurgiu are o adresă îndreptată către Primăria Giurgiu, Consiliul Local, probabil, cu numărul 16.822 din 28.9.2012 și solicită să fie sprijinită în perioada sezonului competițional 2012-2013 în vederea unui transport gratuit, așa și cum a avut și Astra Giurgiu, Divizia B, Astra 2. Nu știu dacă intra în competența dumneavoastră, această cerere a ajuns la executiv, i s-a dat o rezoluție. Data viitoare o să vă fac o informare, domnul. Da. Mulțumesc mult de tot. Mulțumim pentru prezență. La revedere pentru data viitoare.